Bă, mea, bă, dar care ideea e? Salve, șacalilor, ce faceți? Bă, jur că pe videoclip ce trece pare că îmbătrânesc, bă, dar acum să mor dacă n-am întinerit 7 ani. Deci am întinerit 7 ani, am zis să fac și o greșeală fatală de a mă hop, hop, ții înainte de videoclip și uite ce a ieșit. Nimic. Noroc că mă mai salvează chestiuța asta, că altfel aveam chelia mai albă decât dinții. Adică mă mai lasă așa un pic de fațadă, bă. Bă, mai știți, mă, că a trecut ceva timp de când v-am întrebat pe Instagram, bă, dacă ce TikTok-uri cringe aveți voi, bă? Și ai dați-mi-le și mie, bă. Am pus un story, că eu vorbesc cu voi, în caz că nu mă urmăriți, ar trebui să o faceți. Niculeț, link în descriere. Și mi-ați trimis, bă, vă mulțumesc și în același timp nu vă mulțumesc. O să ne uităm să vedem ce face lumea pe TikTok, bă. Bă, acum trebuie să setăm un prag, adică poate ori fi cringe, deși sunt persoane de treabă în realitate. Uite, poate și eu sunt persoană de treabă în realitate. Hai că eu sunt persoană de treabă în realitate. Mi-a zis o singură, bă. Lăudătorii, băieți, la mulți ani, sunete de aplauze pe fundal, eu știu. Nu mai stau la discuții, dacă vreți să facem 30.000 de like, pentru mine, bă, 30.000 de like-uri, că o iau cu capul și îmi deinstalez aplicația și v-aș recomanda și voi să faceți la fel. Ok, doamne, bă, aștept. What can I say? God help me and let's go. Aspect nota 10, comportament nota 2. Wow, that's something. Da, 10 cu 2, 12 plus 2, 6, mai mult decât am luat la fizică vreodată. Suntem plus pe zâmbet, așa că tot 10. Man, what the fuck? Ai de capul meu. Și nici nu s-a ardelea. Deci a făcut ai de capul meu, bă. M-a lovit la regiune, mi s-a schimbat și accentul, bă. Să mor eu dacă nu. Am fost cu Flavius la o filmare și era ok. Adică în realitate e un om ok. Dar chestia asta nu știu ce a fost. Să moară băieții mei dacă nu să-mi fac croce. Să-mi trească Sfântul Duh și trebuie dacă nu știu ce a fost. Aspect de nota 10, comportament de nota 2. 10 plus 2 face 12, împărțit la 2 face 6. Mai mult decât ai luat-o la fizică. Mă simt gelat. Hai de capul meu. Mă simt jenat. Bă, eu ca băiat, bă, eu ca băiat, mă simt ciudat. Se uită în timpul de larg că dezbrăca la mine. Dar păi să fii fată. Mi-a sărit chilea de pe casă terminate. Te-ai tunde chiar pentru 1000 de euro. Bă, știi cum e, fiecare are prețul lui, dar pentru cel puțin 100 de mii, frate. Și oricum, pentru 1000 îmi tai și vița asta, dar... Mamă. Wow, fiecare acum cu orgoliul lui. Eu pentru 1000 de euro îmi tun și sprâncene. Să mor dacă nu. Păi banii-s babă, băi. 1000 de euro, 1000 de euro, mă înțelegi? Pune tu mâna și muncești și pe 1000 de euro, vere. Păi da, dacă ți-o tai un pic, îți tai un pic ferit, lasă-o, bă, îmbrânza, mă. Wow, uite. Vai, nu. No. Cade microfone. Uleu. Man, n-am nimic om, bă, dar nu poți, man, să te uiți așa, să faci TikTok, să te uiți așa la oameni. Nu poți. No, general, ia uite-l, hop, așa, ia. Pune mâna și mai pune sare în cartofii aia, că băltești uleiul în ei. Da, poate nu sunt măsură să vorbesc, că și eu sunt, adică eu vai de capul meu, bă. Eu nici păr n-am, nici nimic, n-am, adică las-o vrânz, auzi. Următorul. No, mai. Hai, bă, nu mai rezist mult, bă. Oricum pe melodia asta mi-au copyright, deci o scot, adică... E mai greșit dacă te uiți așa fără melodie. Poți să pun eu... Poți să pun eu ce melodie vreau. Ia, 3, 2, 1 și ia să vedem acum cum arată TikTok-ul ăsta. Parcă are altă rață, nu? Man, dar e greșit, man, asta fac fetele, frate. Hai, mă, lasă-o în pușca mea, dar bărbații nu fac așa, bă, cu bazinul, bă. Bă, n-ai cum, bă, frate, bă, dar trebuie să... Hai, mă, lasă-o, mă, frate, bă, dar e un dans, bă, dar de ce, bă? Bă, sunt bă, dar m-am supărat, bă. Deci vreau să-mi spuneți în comentarii pe cine considerați voi cel mai cringe TikToker din România. Bă, puteți să mă puneți și pe mine, bă. Mai fac și eu TikTok din când în... Și așa, când îmi permite timpul, neamuzant, dar dacă ți-o să spune. Hai, Dumnezeu, să vedem ce mi-ai pregătit. Nu, ia să vedem. Ia. Și ce se poate întâmpla? Aoleu. Mi-a vorbit și la era husă. Hop. High five, perete. Hop. Ia și... Hai de cap, eu, crucea mea, sfântă treime, Dumnezeu. Dumnezeu mă încearcă în fiecare zi. Sper să nu iau copyright pe melodiile astea. Oricum le dau eu încet, că important e ce face omul. Un corp de nota 10, pot spune. Sincer. Home baby.
Ce? Bă, stai, uita-te efectul. Zici că vrei să râgi. Ia încă o dată. Man. Na, te rog. Vai de capul meu, wow. Wow. În ritmul ăsta chiar mă fără păr. Mai am trei fire de toate și chiar mă fără păr. Bă, acum ce pot să fac? Mi-a zis cineva că nu, bă, nu râd neapărat de oameni. Bă, râd de ce faci? Adică și de mine o râs lumea, și de mine râd de lumea. Că și eu sunt cringe în videoclipul. De ce, pe cine să mint? Că și eu sunt cringe. Adică mă consider cringe de la un clip la altul. Adică de fiecare dată eu cred că evoluez. Și când mă uit un videoclip în spate, zic cum Dumnezeu am putut să fac o asemenea glumă. Bă, m-am considerat amuzant, bă. Am zis: "Mamă, ia punem niște omletă cu amuzant, să mănânc și eu niște amuzant, să fac niște glume funny, bă." De unde? Când mă uit după o zi la el, nu mai ies amuzant, da? Asta e, nu râdem de oameni, frate, că oamenii suntem oameni toți, suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu poți să râzi de un om, deci asta nu. Ia, încă una. Dar nu înțeleg, frate, care e ideea să mă bată mama din... Băi, băi, oameni, bă, dar cum Dumnezeu... Se gândește cineva care, băi, om, adică așa și zice: "Oh, oh, ia uite ce scărci mecheri, ia țin telefonul ăsta că ia filmează-mă un pic." Bă, gândul ăla fulgerător așa, bă, cu ia filmează-mă un pic. Deci de aici pleacă totul, bă, de aici pleacă totul. Dacă îmi permite să vă zic între clipuri că mai am un canal de gaming cu 160.000 de abonați unde lumea e foarte activă, sunt pe... acum trec la loc, gata. Ia să continuăm. Man, dar care ideea, man? Bă, dar care ideea e? Bă, care, mă supăr, bă, care, bă, ideea, bă? Băi, uite, poate, de fapt, contentul e complet normal, da? Deci poate e complet normal, dar uitați-vă la fața mea și după, uite, 3, 2, 1 și... Încă mai ai timp să ștergi TikTok-ul ăsta. A, încă unul cu mâncare. Păi, cui pasă? Băieții sunt îngrozitori. Dar de ce? Te bagi prea mult, știi tu. Păi, cum te bagi în vorbă? Man, what the fuck, man? Bună, sunt Mabel, am 12 ani și un porc. What the fuck, man, this is too much. I don't English, but I this too much. Enough, it's enough, you know. Bă, fiu eu cum sunt, bă, ce-i faci? Eu, bă, dar educația, bă, mama mea, bă. Bă, dacă mama o sta să mă vede să mănânc cu gura închisă, bă, dacă mă vede acum, bă, că postez un clip pe YouTube, bă, și mănânc cu gura deschisă. Bă, din Bacău până București vine cu trenul palma lui mama, bă, ia metrou așa, vine cu tramvai până, bă, și când vine așa o palmă peste cap, păi cum să mănânci tu, ai copchile, cu gura deschisă? Păi, te-am învățat 7 ani mănânci cu gura închisă, mănânci cu gura deschisă. Doi, că iau și o varză de Bruxelles, doi, încoa, asparagus, doi, aici, roșii, ketchup, ceapă caramelizată, băgați la mine aici, paste, creveți, băgați, bă, aici, chifi, da, ție, să mănânc așa. Și următor, bă, da, o moare. Și dai buza în cameră la mine, dacă te spui lui Dada, te omoară cu pastele. Bă, al treilea TikTok e cu pastele. Bă, dar ce de tot pastele alea în ele, bă, trei TikTok-uri cu o pastă? Ia. Hai, mama ei. Doamne, dar nu observați ce se întâmplă lângă dumneavoastră? Până după buric, doamnă, până după buric. Oi, băiatule, bă. Doamnă. Băi, doamnă, băi, dar nu mi-e rușine să mă uit la așa ceva. Băi, doamnă, dar dacă nu, băi, este dumneavoastră, mie mi-este rușine, doamnă. Ia, another one. Băi, doamnă, băi! Doamnă, lăsați telefon! Băi, lăsați telefon, lăsați, aruncați telefon, da! Băi, ce asta e, se întoarce un pic mai cât de 8 de... Băi, ca la 2 ani. Știi că toți când aveam 2 ani, știi cum nu-ți uita mama, hop, știi, mai scoteai mic, hop, știi, așa, hop, știi cum era, hop, mai făceai un pipi, hop, mai făceai un caca, știi? Părere de bine vă spun că cred că ăsta este ultimul. Dacă iar mănâncă gura deschisă, ies. Înțeles. Am înțeles, să-mi trag palme dacă nu. Bă, dacă... Opriți TikTok România. Bă, lunile astea mă tot gândeam, bă, de ce mi-a căzut părul așa mult și de ce așa. Știi, mă gândeam că, bă, dar eu de câțiva ani reacționez la clipuri, bă. Păi cum mă încearcă Dumnezeu, bă, în fiecare clip, bă? Cum mă fac, bă, inima rea, bă, în fiecare clip, bă, de când fac eu reacții, bă, bă, mi se... Cate părul, bă. Râdem, glumim, știi, bă, dar nu știu, gen un copil lasă-l, bă, să facă așa, că zici o prostie, râdem așa, râdem de ce au făcut unul din... Bă, dacă îmi dai o anumită vârstă, bă, parcă nu-ți permiți să mai faci de-ația, bă, dar respecti comunitatea, bă. Încă unul. Dai tot pachetul tău de gume de mestecat? Oh. Întreg pachetul? Nu. Ok, atunci îmi dai o gumă. Ok, așteaptă. Tocmai ai folosit tehnica asta.
La ce anume te referi? La început ai cerut ceva exagerat, astfel încât atunci când ai cerut ceea ce îți doreai cu adevărat, eu am spus da, pentru că părea mai rezonabil. Ok, mai prins. De unde știi? Dar de unde cunoști această tehnică? Te urmăresc pe TikTok? Hei, îmi dai tot pachetul tău? Cumva ai folosit tehnica eu pe măta mare la joc de engleze? Da, dar de unde ți-ai dat seama? Pentru că îl urmăresc pe Adrian pe TikTok. Urmărește-l și tu. Bă, trebuie să fac ceva de asta, bă. Râzi mai mult în fiecare zi, dar te simți din ce în ce mai prost? De ce? Pentru că m-am abonat la Snick pe YouTube. E simplu. Poți să o faci și tu. Da, cu asta cred că am spus stop la acest clip. Mamă, ce tare vorbesc eu acum, observ, Doamne. Deci aiurea rău când mă uit la clipuri și filmez, pentru că nu mai îmi dau seama cât de tare vorbesc, bă, pentru că căștile astea efectiv îmi acoperă toate urechile, tot, bă, nu simt nimica. Nu că nu simt, n-aud nimica, bă, zici că mi-a băgat urechile în sicriu, bă, și acum, de fapt, acum vorbesc normal. De fapt, nici acum nu vorbesc normal, acum țip normal, un om normal vorbește așa, frate. Adică, salut și bine m-am regăsit. Salut, bă, șacalilor, ce faceți și bine m-am regăsit la un nou vlog. Dar eu nu pot să vorbesc așa. Da, șacalilor, cam ăsta a fost clipul. Voi considerați dacă mai trebuie să aveți aplicația instalată sau nu, sau voi considerați pe cine trebuie să urmăriți. Eu ce să vă mai zic, mă duc să mă întind un pic, că mă lua ceafa și astea din spate de aici, ce rebel, tot ce am encefal de astea prin cap. Vă zic, dacă vreți să fiți mai fericiți, să-l urmăriți pe Snick pe TikTok. Să beți apă multă, să faceți spor mult și să râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat, bă. Bă.